Și salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod din seria de player carieră a mea. O să fac cariera cu mine. Am încercat să mă creez un pic, nu știu dacă mi-a ieșit, dar asta sunt eu, cum ar veni. M-am pus la FCSB 70 rating, 71 rating, că am pus câteva puncte, am pus toate punctele pe IS, ca să am și eu câte cât acolo viteză, cum puteți vedea. Și o să încerc să fac episoade, o să încerc să joc. O să vreau să fiecare episod să fiu din ce în ce mai bun, poate câte un episod, o să vreau să fac 3 episoade un sezon. Cam așa ceva, o să joc și eu în particular. Dar momentan începem cu primele meciuri din ligă. Primul este cu Chindia. Avem aici un cutscene în skip. Mi se pare foarte interesant modul ăsta de player carieră. Să joci tu cu tine sau, mă rog, să creezi tu un jucător al tău și să joci cu el de la ce echipă vrei tu. Așa că dacă mai vreți vedeți episoade de genul, dați un like, un share și un subscribe și o să mai facem. Și poate o să-l aducem pe Dociu, o să facem pe Dociu să fie cel mai bun jucător din lume. Dar momentan începem la Steaua cu Chindia. Hai să vedem ce facem. Și Dociu. Dociu, pasat. Dă-mi-o, dă-mi-o, dă-mi-o. Așa. Am vrut să pasez acolo. Tot avem mingea, mingea este la noi. Liber. Scuze, portar, trebuia să mă apropii încă puțin. Am o idee, am o idee, dă-mi coace. Am zis tot cu. Hai, mă. Ok, mai avem o șansă. Aici, aici. Am vrut să fac acolo un bicycle kick, dar nu mi-a ieșit. Nu, m-am accidentat din prima. Nu-i bine. Cu bicycle kick-ul meu, din prima am început super bine. Cordea, player to watch, interesant. Sper să-și revină. Poate? Un frumit tapin. What the fuck? Ce-a fost aia? Am dat. Pasăm înapoi că... uite, și-a revenit. Perfect. E perfect. Hai că încerc... am încercat un shoot. S-a încercat un shoot. Mai încercăm o dată. Fuck it. Pentru unul, dar nu a ieșit. O dăm înapoi. Să ținem de minge cât putem. Ai, bă, văd da, câte șuturi avem. Popescu, cred că ăsta, nu? Cred, da. Mamă, câte șuturi avem pe partea celor de la Chindia. N-avem cum, erau prea înalți. Aici? Căcat. Ok, cred că avem out. Da, avem out, bun. Momentan avem o notă de 6.3, ceea ce nu este rău. Opa. Pasăm. Opa. Am vrut să fac acolo ceva, dar nu mi-a ieșit. Din păcate. Ia să vedem. Haide. Poate. Ok, mi-o dă. Hai că am dat-o. Aici. Eram... trebuia să și dau pase, să-mi dă pase să... Oliver, poate, poate... nimeni strâns. Și... Cred că asta e ultima fază, nu? S-a terminat prima repriză, 0-0. Și mamă, cam mult. Nu cred că facem... Poate ăla cu dat golul. Vedem.
Îmi dă și mie careva, mingea, ceva? Please, și mie? Asta am așa scurt. Ok. Hai să vedem cum putem gândi. Am văzut acolo faza, haide. Oh, peste, peste, nu. Ah, am încercat. Am avut acolo o idee. No, la poartă luptat. Târnovan, nu tot Târnovan. Opa. Opa, hai să ne poate, poate. Ceva. Ah! Nu, bă. Dar nu pasează, de ce nu ai pasat? Am dat X, nu, a vrut să paseze. A, bă, nu, nu, Târnovan, bun Târnovan, Tomins, da, nu. Ok. Și a trebuit ca subbing up, dar am jucat chiar bine. Târnovan, bun Târnovan, bravo. Cred că dacă acum dau gol sau assist, cred că mă dă pase, haide. Haide, 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 e fals. De ce pasezi de la punct? De ce pasezi? De ce ai pasat? De ce ai pasat? Trebuia să mergi înainte. De ce a pasat omul meu acolo? De ce? De ce a pasat? Nu, o să mă dea, nu? Nu. Mă mir. Așa cum nu mai am scor, nu. Bum. Fratele meu, de ce n-a pas, de ce n-a șutat sau măcar a mers înainte? Stai că am pasat și eu foarte bine, stai alea. Nu, chiar nu vreau să pierdem. Dic un egal n-ar fi rău. De ce? Mă... Ah, fuck. S-a dus și faza asta și cred că asta e meciul. 0-0. Nu-i chiar bine. Nu, nu, stai că poate e 1-0 pentru ei. Stai puțin, dai că e gata. Bravo, ai scos-o. Bun, 6.6. Asta e. M-a scos afară. M-a dat afară. Pentru ce? Minutul 90. Pentru ce m-ai dat afară? Minutul 90 la ce joc? Companiu cât joacă? Un minut? Care-i logica? Și mai îmi și scazi, mă pui pe banca de rezerve. Cum ce mă pui pe banca de rezerve? Da un business. Da. O să revenim cu următorul meci. Să vedem ce facem în acel meci. Acum avem meci cu cei de la Argeș. E, să vedem ce putem face în acest meci. Poate câștigăm, poate dau și eu primul meu gol. Să vedem. Oh, nu, penalti. Ui. Ui. Așa, hai să vedem ce facem cu Argeș. Ok. Opa, opa, opa. Oh, cercam un cross. Ah. Șutează, șutea, de ce n-a șutat? Trebuia să șuteze, am șutat, am apăsat pe cerc de atâtea ori, n-a vrut. Nu, și acum ești pe contra. Și nu prea avem apărători. Bine că e... Oh, nu, free kick. Ah, luptură liberă. Bun, bine că o avem noi. Pentru mine. Oh, opa, opa. Eu.
A, bă, eram fix acolo. Nu, nu. Aici e vina mea, aici e vina mea. Te-am să fac o figură. Ce-i asta? 6 pasează. Mamă, mă așteptam să am și o mingea. Nu. Eram sigur. Mă așteptam și eu să am și o mingea. Nu cred că intră. Oh! A intrat! Bine! Super! Primul gol, am avut puțin noroc. Nu cred. Am avut puțin noroc acolo. Dar și vezi ce gol bulănos. Că gol bulănos, uite, super noroc. Am avut puțin noroc la primul gol, puțin cam prea mult. Dar e bine. În sfârșit am ajuns pe tabela, pe tabelă și poate mai dăm unul. Altfel. Ok, avem mingea. Oh, ce asta? What the fuck? Cred că trebuia să-l las de ea. Nu trebuia să ceri o pasă. Ok. Pentru mine. Shoot! A apărat! Nu! Popescu! Bine, nu prea putea din unghiul ăla, dar dacă așa s-a putut. Să vedem. Eu. Am căcat eu. Eu nu prea am dribbling eu. Aici sunt. Hai băieți. Am dat. Bine, mă. 2-0, minutul 45. Țin dribbling și șut. Da, mă, da. Trebuie să ne activăm puțin. Și am făcut-o un meci bun contra celor de la Alteș. Dar mai avem jumătate de meci. Se răzbună cei de la Argeș. Ce pasă de a dat acolo. Eu. Haide! Bine! Ce fază am creat și ce asist! Ce asist am dat! Condea, it! Eu! Opa, pasă, shoot, easy! Nu-i trebuie nimic! Bine! Și vom juca și ultimul, al treilea și ultimul meci pe ziua de astăzi. Așa că, hai să vedem ce facem în acest meci. Așa, avem ultimul meci cu Petrolul. FC Petrolul, să vedem ce facem cu aceștia. Petrolul nu e o echipă chiar așa de bună. Dar, na, vedem. Am de ce dă așa om, nu. Așa. Hai să vedem ce facem cu Petrolul și în meciul ăsta. Am devenit om, pe mă scuzați. Becoming a regular. Adică încep să prind minute și eu sunt omul care e pe poziția de atacant. Ceea ce este foarte bine. Ok. Da. Ce pas am dat acolo? Dar n-am loc, n-avem loc. Nu creăm spații. N-avem loc de nimic. Și
Apără portarul celor de petrol. Dar n-aveai loc să faci nimic aproape în toată faza aia lor. Nu. Bine că nu m-am accidentat. Bine că nu m-am accidentat din nou. Of. Da, așa se face, da, mă, bine, mă, da, băieți, da, Popescu care e un jucător care are chiar foarte mult potențial, eu îl mai văd, cred că un sezon, poate hai două la Steaua și pe aia poate face și el un transfer de la Blană Bombă la o echipă, de ce am dat pasă? La o echipă de aia mare din, sau măcar mijlocie din Europa, cum ar fi Sporting sau Porto sau Olympique Marseille sau Lyon, ceva de genul. Îl văd sezonul următor. Bă! Ai, mă, nici măcar o avertizare, ceva urât. Ce vă spune? Și eu deștept. Ok, hai de. Ce să fac? Hai să șutez. Docio IQ minus 100. Am zis că șutez în poartă, dar m-a și împins un pic ăla și mi-a schimbat toată traiectoria. Nu, ok. Hai. Haide. Hai voi să gândim, ha. Bun, nu. Nu joc bine, miciul ăsta. Opa! Haide! Da, mă, da! Playmaker aici, băieții! Playmaker, gândire. Gândire, mă. Da, mă. Și să face. Uite-te și tu. Uite-te și tu ce pasă i-am pus fix în față. Am avut noroc și de ăla, că n-a sărit cum trebuie. Uite-te, mă. Uite-te. Am avut noroc de asta, că n-a sărit cum trebuie. De la petrol. Hai, mă, sunteți 2 pe 1. Așa. Ok. Eu, opa, hopa, bă, urât. M-am împins un pic acolo. Am încercat să-mi o pun la cap. Corner? E corner, bun. Vrem să-mi o pun. A, veni, pe dacă vine și ala al meu, vine și ala de la ei, ce header să dau? Eu! Da! Da, mă! Dar de ce n-a făcut Siu? Nu știu, dar nu contează. Am dat gol. Am ajuns și eu acolo pe score sheet. Un gol nu foarte bun, un gol mai de căcat așa. Dar e bine. E bine. Distrugem toate echipele care ne stau în cale. Cred că asta și lipsea Steaua. Bun, să zici. Potențial. Mamă, cum am trecut! Mamă, data finish! Mamă, dar cum am trecut pe lângă ăia! M-am trecut. A, nici măcar nu arată al dracu. Cu bine. Bă, au. Nici măcar avertiz. Mi-a pus-o acolo. Trebuie să-i dau credit că chiar mi-a pus-o și a încercat. Avea. Lălămăsa. Iau 65% posesie. Mamă, pasa mea. Pasă de căcat. Și nu. A, da, pe lângă, Doamne. Adică nu mă supăram dacă dădeau gol. Era 3-1, dar pana mea. Ok, hai să vedem ultimile 10 minute ale acestei partide.
Și m-am băgat cam urât acolo. Haideți, mă, ce fac? Nu, nu. Târnovanu. Și acum cred că tragem și noi de timp, că n-ai minut 83 și... Că să fă. Driblăm și noi. Hăți. Opa! Opa! Bă, mi-a stricat, mă, toată combinația. A, dacă ieșe și ea pasa. Deci dacă ieșe și ea pasa, era GG. Nu, nu. N-are cum, n-avea cum, n-avea cum. Asta e. Am dat și gol, am dat și assist. Am ajutat și acolo la faza aia. E GG. Super GG. Cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Sergiu și ne vedem la următorul episod de FIFA 23 Career Mode. Pa, pa!